E sinistru pentru că produce sau încurajează, mai exact, dacă nu chiar produce, o societate, cum să o numesc eu, ipocrită și care nu își rezolvă propriile ei probleme. E ca la un individ care nu recunoaște ce îi se întâmplă din punct de vedere sexual, nici față de el însuși, nici față de prietenii lui, nici față de doctor. Ajunge un om cu probleme psihosexuale. Cam la fel, schimbând ceea ce e de schimbat, se întâmplă cu un popor. Un popor care nu-și rezolvă mentalitar prin elitele sale problemele, devine un popor cu anumite probleme psihice, cu anumite întârzieri culturale.